Fotografia, mamă. Da, și să spun asta. Da. Ia, cine vrea fotografia cu torta Audi? Audi tariți. Poșca cu torta. Nu, 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 lăsați-o, lăsați-o. Nu, 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 stimați colegi, nu uitați, eu am fost profesor. Și încep să vorbesc doar când e liniște. Și nu-mi place să fiu întreruptă. Deci, 3 minute de atenție. Din partea micului grup de organizare a acestei festivități, vreau să aduc sincere felicitări și mulțumiri pentru noi toți prezenți aici și cei care nu sunt prezenți aici, care a fost receptiv și ne-ați ajutat să organizăm acest eveniment special pentru partidul nostru, pentru un om special, pentru, de fapt, pentru un erou al timpurilor noastre. Este o picătură din ceea ce am putea, din ceea ce merită domnul Iurie Roșca și eu sunt bucuroasă că și în acest colectiv unde ne aflăm, în această instituție, avem un grup de persoane care ne ajută în mai multe situații și la acest eveniment, deci aici s-a lucrat de ieri dimineață de la ora 7 și o mulțumim foarte mult pe doamna Maria, pe doamna Nina, prin dumneavoastră. Prin dumneavoastră doamna Viorica Dobândă, care este directorul acestei instituții, pentru ceea ce au făcut pentru noi. Le mulțumim foarte mult, merită nu doar aplauze, noi vom încerca să mai rezolvăm probleme și altădată sunteți extraordinari. Iar acest tort este încununarea operei culinare pe care au creat-o în aceste două zile, consacrate, repet, de ăsta, care s-a trăit două sferturi din viață cu multă, multă demnitate. E persoana inconfundabilă, irepetabilă, inimitabilă, mulți au încercat, dar nu le-a reușit să lucreze, ireconciliabilă în situații principiale, ireproșabil prin tot ceea ce a reușit să facă și noi suntem siguri că în a doua parte a tineretii, da, tineretii, cu ajutorul echipei tinere, noi ne-am propus să lansăm, să ne relansăm partidul prin echipa de tineri politicieni care în timp, nu mâine, dar în timp vom reuși să realizăm ceea ce în aceste circunstanțe nu s-a reușit să realizăm. Noi suntem siguri că haosul de astăzi va aduce o altă formulă a lucrurilor, iar domnul Iurie Roșca va fi cel care îți va încununa opera vieții. Fiindcă dumnealui este persoana primită cu o misiune de cel de sus și noi vom fi alături să ajutăm să îndeplinească această misiune. Mulțumim, doamnelor, pentru acest mulțumesc! Noi deci nu suntem mai puteri ca bărbați. Reptizul nu a fost programat.